Nemulțumirile dascărilor și personalului TESA din învățământ au ajuns la apogeu, dând în clocot. Acesta este motivul pentru care sindicaliștii au hotărât să scoată din nou oamenii în stradă și să picheteze sediile prefecturilor din întreaga țară. La Piatra Neamț, 2500 de sindicaliști, membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, vor protesta în fața Prefecturii Neamț luni 24 octombrie, din cauza discriminărilor salariale din actele normative elaborate de Guvernul Tehnocrat. Luni 24 octombrie 2016, între orele 14 și 16, Sindicatul din Învățământ Neamț va picheta instituția Prefectului. Acest protest are legătură cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului numărul 20/2016 și a hotărârii de Guvern 582/2016 privind salarizarea în sistemul de învățământ. Aceste acte normative au creat foarte mari disfuncționalități și discriminări în sistemul de învățământ, în sistemul de salarizare din învățământ. De asemenea, un alt motiv pentru protest este tergiversarea elaborării și adoptării legii salarizării unitare în sectorul bugetar, de asemenea alte neajunsuri și disfuncționalități din sistemul de educație. Sindicaliștii nemțeni se vor aduna începând cu orele 13 și 45 de minute pe platforma de la Curtea Domnească, de unde se vor îndrepta spre prefectură. Vor transmite prefectului și subprefectului toate revendicările lor, cu rugămintea de a fi transmise mai departe Ministerului Muncii și Guvernului. Avem aprobarea pentru 250 de membri de sindicat care o să fie în fața Prefecturii Neamț. Protestul este organizat, așa cum spuneam, de Sindicatul din Învățământ Neamț și desigur că vom transmite în discuțiile care le vom avea cu conducerea prefecturii revendicările noastre cu rugămintea care ele să fie trimise către guvern. Adunarea sau afluirea, cum se mai spune, participanților se va face pe platou de la Curtea Domnească Piatra Neamț, lângă turnul lui Ștefan cel Mare, ora 13:45. Reamintim faptul că sindicatele din învățământ, susținute de asociațiile elevilor și părinților, au semnat recent un manifest prin care solicită Guvernului și Parlamentului adoptarea și punerea în aplicare a unui acord la nivelul partidelor politice din România, în vederea creșterii treptate a finanțării învățământului, astfel încât până în 2020 să ajungă la 7% din PIB, din care 6% pentru educație și 1% pentru cercetare. Se solicită reformarea radicală a programelor școlare și universitare în sensul de a se pune accent pe partea aplicativă și nu pe cea informativă, ca acum. Acest lucru este necesar pentru integrarea rapidă pe piața muncii a tineretului. Se cere corelarea ofertei educaționale cu cerințele mediului economic. Se impune adoptarea unei ordonanțe privind decontarea integrală a navetei elevilor în paralel cu achiziționarea de autocare și microbuze pentru dezvoltarea transportului elevilor. Se mai cer investiții majore în infrastructura învățământului, operaționalizarea programului masă caldă în școli și a celui intitulat Școală după școală, toate cu termene între 2016-2018.